Tudor Mihăiță, îl am lângă mine pe Mihai Handrea, supranumit și Miles. Este multiplu medaliat, este jiu-jitsu brazilian, este antrenorul de la One-on-One Functional Training, se ocupă de para de condiționare fizică pentru băieții noștri care sunt interesați de aspectul ăsta. Vine cu noi la europene, este speranța noastră la 64 kg la centuri albastre. Despre ce o să vorbim astăzi? O să vorbim despre o inversare pe care o consiste Bernardo Faria. Bernardo Faria, campion mondial acum 2 ani, de jiu-jitsu brazilian, evident. Anul trecut, adică în 2011, a luat argint atât în categorie cât și la Open, a fost învit de Rodolfo Vieira, cel care a fost fenomenul anului trecut. Însă discuția legată de inversare asta e ceva mai extinsă și se duce spre pregătirea competițională. Bun, care este legătura care se face între inversarea lui Bernardo Faria și pregătirea competițională? O să vedeți exact, sunt niște modificări pe care el le-a făcut în timp. Asta pentru că adversarii lui au început să-și dea seama despre ceea ce se întâmplă și au încercat să contracareze. E vorba de o inversare foarte puternică despre care Fabio Burgel, antrenorul de la Alianse, spunea că este o inversare care nu poate fi oprită. Nu e chiar așa, Rodolfo Vieira anul trecut a reușit să o oprească, însă deja vorbim de un nivel foarte avansat de BJJ. Ceea ce e important și ce trebuie să înțelegeți, în special în ziua de azi, când sunt foarte multe instrucționale, atât pe YouTube cât și pe Torrent sau prin alte surse, este important să faceți diferența între tehnicile care sunt acolo ca să umple un DVD, care pot foarte bine să fie tehnici bune, valabile, eficiente, și tehnicile care sunt foarte eficiente competițional. Diferența între o tehnică care necesită foarte mulți pași pentru a fi executată și un timing de excepție și o tehnică ceva mai puțin complicată, dar care are o eficiență foarte mare în competiție. Sfatul meu este să căutați, să analizați cât mai mult luptătorii sportivii care evoluează la nivel înalt. Nu înseamnă nivel înalt, nu înseamnă neapărat centuri negre, puteți să vedeți centuri albastre, centuri mov și așa mai departe. Însă e important să vedeți cum anume se înglobează într-un stil de alta, într-un game, cum spun vorbitorii de limba engleză, anumite tehnici. Bernardo Faria este un tip care folosește foarte mult demigarda, în special demigarda adâncă, și are această inversare pe care o să o arătăm astăzi, care este foarte puternică. Nu o să vorbim foarte mult de demigarda adâncă, nu o să vorbim care sunt principiile, ce se întâmplă, presupunem că unii dintre voi știți, poate să facem la un moment dat un mini instrucțional cu chestiile de bază din demigarda adâncă pe blogul nostru, blog.absolutor.ro. Bun, ceea ce face, ceea ce încearcă Bernardo Faria în momentul în care intră în demigarda adâncă, încearcă să-și ia niște prize foarte bune pe kimono. O să vedem. Încearcă să ia prize pe bulere și încearcă să ia prize pe picior. O primă variantă pe care o folosește, în momentul în care este aici în demigardă, încearcă de fiecare dată să desfacă kimono-ul adversarului. Dacă nu face de aici și intră în demigarda adâncă, încearcă să desfacă kimono-ul pe aici din exterior și să-l dea în mâna cealaltă. Okay? Da. Să vedem pe partea cealaltă. Deci e în demigarda adâncă, încearcă să scoată kimono-ul și să-l prindă cu o mână pe dedesubt. Mâna cealaltă, foarte important, în prima instanță vine ori la centură, ori la pantalon, ca să împiedice pe adversar să ducă piciorul peste cap și să vină în demigardă inversată. Asta e o poziție foarte bună pentru el. Dacă ar reuși să ajungă pe partea cealaltă, mi-ar fi destul de greu să lucrez. Bun, deci suntem în poziția asta. Mâna pe dedesubt a prins kimono-ul, mâna cealaltă vine la centură. O priză foarte bună pe care o încearcă de multe ori este să vină și să prindă kimono-ul pe partea cealaltă. Ori îl prinde de aici, de guler mai sus, ori dacă reușește să scoată kimono-ul de tot, vine și îl prinde de margine.
De aici încearcă să ducă, să ducă adversarul puțin în față, în momentul în care celălalt are reacție în partea cealaltă, postează cu ambele picioare în pământ, face podul și inversează. Avantajul foarte mare al poziției este că permite depășiri. Sunt două prize foarte bune care permit depășiri pe sub, pe sub picioare, în stânga sau în dreapta. Bun, o altă variantă pe care o folosește, aceeași priză pe dedesubt, în momentul în care vine pe o parte, încearcă să ia priză pe pantalon. În momentul în care vine aici, încearcă să prindă o priză la pantalon. Marele avantaj al poziției astea, fie cu mâna pe dedesubt, fie cu mâna pe aici, este că e o poziție de intrare la ambele picioare, la double leg, cum spun vorbitorii de limba engleză, foarte puternică. Este foarte greu să rupă priza asta pe care am prins-o aici în faldurile pantalonilor și în momentul în care vin de pe spate aici, e destul de ușor să-l duc jos. Ultima variantă pe care o face, mult mai recent, este ceva mai complicată. Din nou, spate kimono-ul, mâna stângă vine pe desubt și oferă priză la mâna dreaptă. Mâna dreaptă trece înapoi pe desubt, iar mâna stângă vine și prinde kimono. Priza e foarte avantajoasă, în special în momentul în care partenerul vine și prinde mâna. În momentul în care vrea să îmi izoleze mâna, pot să încep să lucrez chit că îmi ține mâna. Chit că îmi ține mâna, pot să încep în continuare să lucrez. Vin pe dedesubt și am luat priza. Avantajul este că în momentul în care am luat priza, o să fie foarte greu să mai manipuleze mâna asta, să ducă după armbar sau după kimura, dar mai ales am o priză foarte bună pe piciorul lui. Deci, încă o dată, am venit aici, am prins, vin cu mâna pe dedesubt. Mâna cealaltă, mâna dreaptă, din nou, este aici, ori la centură, ori cu priză pe kimono. Face un lucru similar, se duce din nou peste umăr în partea cealaltă și îl inversează. Dacă nu reușește să facă chestia asta, să ducă în dreapta și ce partenerul reacționează, scopul lui este să vină de aici în genunchi și să mențină priza asta aici. De cele mai multe ori, adversarul se ridică și asta e o priză foarte bună pe care poate să o folosească după intrarea la un picior sau single leg. Ceea ce trebuie să înțelegeți este că în momentul în care am prins priza asta și apărările de la single leg, evident, sunt numeroase, dar ca principiu ele presupun să creeze spațiu între piciorul lui și mine. Adică dacă eu aș avea o priză aici, dacă sunt aici, scopul lui ar fi să-și tragă piciorul de aici să se elibereze, să mă blocheze. Însă în momentul în care am prins priza asta, e lui aproape imposibil să scoată piciorul de aici. Știi că am ajuns până aici, asta e o priză foarte greu de rupt. În momentul în care am ajuns în poziția asta, am o multitudine de posibilități să-l inversez de aici, să mă duc după ambele picioare, să mă duc la spatele lui și așa mai departe. Asta a fost inversarea celebră a lui Bernardo Faria. De altfel, dacă vă uitați pe highlight-ul pe care l-am postat în blogul nostru acum câteva zile și care este celebru pe YouTube, există chiar citatul lui Fabio Burgel în care spune că e un băiat la mine în sală care inversează pe toți cu aceeași inversare. Dacă aveți ceva întrebări, vă așteptăm să postați pe blogul nostru www.euro2012.absoluto.ro. Noi suntem în ultimele două săptămâni de pregătire, intrăm în linie dreaptă, cât de curând o să încetinim intensitatea antrenamentelor. Astăzi suntem la antrenamentul de sâmbătă, cel care aduce la un loc începătorii și avansații. Ne pregătim pentru europene, urmăriți-ne!